Bună, Elena! Bună, Carmen! Ce faci? Bine! Pregătită? Da! Pic de emoții? Nu! Nu? Curioasă! Sunt curioasă! Mm. Da. Percep ceva? Nu, deocamdată nu! Deocamdată nu! Bine, hai să facem prezentările! Bună ziua tuturor! Numele meu este Carmen, colega mea se numește Elena, facem parte din CG Academy sau Calogerogrifasii. Eu o să fiu hipnooperator pentru Academie, iar colega mea suportă telepatic. Astăzi vom efectua protocolul numărul 1 din ciclul de investigație numărul 84. După cum știți, protocolul este definit ca mix, deoarece constă dintr-o primă parte definită ca fixă, creată de întrebări în care niciun caz nu pot fi modificate și o a doua parte ca explorare liberă, care ne va permite să investigăm tot ce a apărut în prima parte. Toate suporturile telepatice, în cazul nostru Elena, nu cunosc tema care va fi tratată, astfel încât să, tema să nu poată fi contaminată. Bine, Elena, pregătește-te! Okay. Da! O să număr de la 10 la 1, Elena. Da. Și în timp ce număr, tu o să te relaxezi. 10. 9. 8. 7, 6, 5. Elena, vreau să te concentrezi pe respirația ta. 5. Vreau să vizualizezi aerul pe care îl respiri, modalitatea în care aerul intră și iese din plămânii tăi. Foarte bine, Elena. Și cu fiecare respirație, Elena, vei merge din ce în ce mai în profunzime. Patru. O senzație de greutate, Elena, îți cuprinde corpul. Îți cuprinde acum picioarele, coapsele. Iar tu mergi din ce în ce în mai profunzime, Elena. Și ești din ce în ce mai relaxată. 3. Senzația de greutate îți cuprinde acum bazinul, toracele, brațele, Elena. Și cu fiecare expirație mergi mai în profunzime. Iar mintea ta începe să-și piardă din ce în ce mai mult puterea. 3. Și te relaxezi mai profund. Mergi mai profund, Elena, mai profund, departe de mintea ta, acolo unde ești conectată cu cele mai înalte vibrații ale tale, Elena. Și te relaxezi mai profund, mai profund, Elena. 2. Mintea ta și-a pierdut puterea, Elena. 1. Continui să respiri profund. Și în timp ce respiri, eu o să număr de la 1 la 3. Iar la 3, o să te conectezi la informația de deja vu.
Unu. Doi. Trei. Elena, conectează-te cu o ființă umană cu un moment înainte să aibă un déjà vu. Ce simți sau ce vezi? Ca și primă informație, deja vu, așa cum sună, mi-a venit că este, de fapt, secvențe de amintiri din alte existențe ale persoanei. O persoană, în momentul când viața actuală trăiește o situație asemănătoare cu ceva ce a mai trăit, cât de cât asemănătoare, nu din toate punctele de vedere. Memoria activă caută să activeze, că știe în momentul ăla cum să iasă sau să rezolve situația respectivă. Și apar ca și secvențe din alte vieți. Iar sufletul în momentul ăla percepe, uite, ai mai trăit, și transmite conștientului și corpului mental, uite, tu ai mai trăit ceva de genul acesta ca și experiență și tu știi. De la informația de la suflet până la modul conștient, ca și transmisie, în momentul ăla secvențial, creierul rămâne un pic blocat, într-o stare de blocare a fizicului pe moment. Privirea omului se vede ca și cum el este în altă parte, nu este aici prezent. Citește de fapt în amintirea respectivă informația, o percepe, se duce din conștient în subconștient, rămâne acolo în stare latentă, iar în momentul când desfășoară o activitate similară cu cea a fost în secvența din amintire, creierul o percepe ca și cum este în acum. Uită ce secvență a avut, sau unele persoane care sunt mai conștiente, mai trezite și conștiente de sine, de trăirile lor, în timp și în ani își pot da seama de aceste deja vu-uri că îi ajută. Deja vu-urile pot fi vorba despre situații, despre persoane, cam asta este, situații trăite sau persoane întâlnite. În general, când întâlnești o persoană și ai un deja vu, o recunoști uitându-te în ochi și citești în câmpuri și sufletul îți transmite ca un deja vu că eu, persoana din față, o recunosc. Cam atât pot să spun aici. Ok, foarte bine. Mă auzi bine? Da, perfect. Cercetează acum în eter, Elena, ce cauzează manifestarea déjà vu la om. Persoanele care nu sunt pregătite sau nu sunt trezite și trăiesc în conștientul colectiv, adică ceea ce este în jur, nu dincolo de cele șase simțuri umane, poate cauza așa zisa schizofrenie, dar nu
nu în sensul ăla atât de puternic, nu încât să se ajungă până acolo. Ce Pentru anume? Că nu pot să departajeze. Mă auzi? Da, da. Realitatea de momentul secvențial care s-a produs când a avut deja vol. Creierul nu este în momentul ăla pregătit. Sau din punct de vedere al sufletului nu este pregătit conștient să discearnă, de fapt, să discearnă că aceste secvențe de deja vu sunt trăiri și amintiri din alte vieți, mai ales la unele persoane tinere pot fi trezite cât de cât un 5% și înțeleg pe parcursul a mai multor deja vuri. Alte persoane mai în vârstă le ignoră și consideră că mintea le joacă feste. În general, persoanele, din punct de vedere spiritual, să zicem cu ghilimele de rigoare, că el ca spirit este deja un pic mai evoluat, zicem. Evoluat în sensul de mai multe experiențe avute, inclusiv pe Terra, și poate și ca spirit mai bătrân începi la un moment dat să se producă acea trezire. Și atunci pot să-și dea seama în timp, având frecvent sau depinde cum, să realizeze că acel deja vu practic are legătură cu o trăire a lui dintr-o altă experiență. Mm-hmm. Ridică-ți frecvențele, Elena. Văd că obosești. Da, mă amețisem. Am intrat prea profund în hipnoză și amețisem. Haide, respiră. Respiră liniștită. Ok. Ridică-ți frecvențele. Da. Observă acest fenomen în raport cu ceea ce se întâmplă în zona creierului, fenomenul de deja vu. În zona creierului mai mult apar în dreptul celui de-al treilea ochi, chakra 6. Apar imaginile acestea. La început sunt ca mici scânteiuțe, sclipiri. Ochiul percepe sclipiri, ca și cum sclipește ceva, ochiul uman, ochiul fizic percepe lucrul ăsta. Informația se duce la creier. Apoi la chakra 6, în dreptul cerului de-al treilea ochi, imaginea este foarte clară. Sunt fel și fel de cazuri, între care poate să intre în mintea conștientă cu subliminal un contradictoriu. O persoană nefiind unită, vorbesc suflet cu mental și emoțional și sine, fiind departajate toate, că fiind în acest 3D și cu experiențe de aici și trecând prin filtru care ni s-a șters memoria, normal că majoritatea oamenilor nefiind treziți, să zicem așa, sunt separați. Dar sinele superior și prin
aceste deja vu-uri și prin transmiterea de informații ca formă de deja vu, vrea să ajungă la uniune, să se trezească sinele inferior, să zicem așa, cel de aici, din această experiență în 3D în acum. Din punct de vedere, ai spus ce se produce în creier, din punct de vedere fizic sau fizico-chimic, vrei să întrebi? Nu, ce se produce, ce se întâmplă în zona creierului? În zona creierului apar așa, ca și departajare. O parte care neagă, cea care intră în contradictoriu cu imaginea și cu informația. Adică, cea care neagă, este prea partea materială, adică ancorată în realitate, în material, în aici. Partea cealaltă care vine cu informația, o văd ca și mult mai luminoasă și mai mare, comparativ cu cealaltă, fiind ca o sferă așa de o culoare mai maronie. Se produce o contradicție între cele două părți, dar în principiu persoanele care își ascultă sufletul, interiorul, atunci poate să înțeleagă acel deja vu, ce a adus în viața lor sau dacă se repetă. În general spune așa ca informație: eu cunosc acest lucru, această situație, această persoană. Depinde de ce a fost în deja vu. La persoanele care sunt prea mult ancorate în materie, neagă total, din start, indiferent cât ar lupta sufletul să transmită prin emoție, prin repetare, neagă și nu există. Deci chestia asta nu și atât. Mintea înjoacă feste, nu există așa ceva. Unii recur la pastile. Vorbim per general. Ok. Vrei să mai adaugi ceva? Nu, atât. Nu. Observă așa memoria pe termen scurt și memoria pe termen lung în momentul unui deja vu. Ce simți sau ce vezi, Elena? Iarăși revin cu diferențierile dintre oameni. La cei care sunt cât de cât receptivi, treziți, acest deja vu din conștient rămâne în subconștient și sufletul o ia și ca și informație. Rămâne acolo în stare latentă și poate să se repete, până când are loc o acțiune, o trăire, o conștientizare. La persoanele care resping din start acest lucru, ea tot se duce ca și informație în subconștient și la nivel de suflet, dar se stinge în timp, tot timpul venind cu negare. E ca și cum se usucă, ca să zic așa, se restrânge și rămâne, nu se duce pe corp și la corpul emoțional. Adică sufletul, că asta este sufletul, este și emoție, văzând că din partea cealaltă, din corpul mental, vine această negare, el o păstrează o perioadă de timp ca și informație, dar la un moment dat încet, încet se stinge. De asta am explicat ambele stereotipuri de oameni. Elena. Da. Caută pe cineva, chiar înainte să aibă un deja vu, o persoană. Îmi spui că nu ai. În ora actuală vă foarte mulți copii. Ok, alege. Și vreau să vizualizez memoria scurtă, pe termen scurt.
Vreau să-mi spui ce se întâmplă cu această memorie în timp ce această persoană experimentează un deja vu. Pentru prima dată este speriată. Și... în legătură cu memoria pe termen scurt. Deci în momentul trăirii acelui deja vu. Deja vu. Ce se întâmplă cu memoria pe termen scurt? Nu prea disting prea bine. E ca și cum văd că ar interveni să șteargă. Ca și cum într-un calculator memoria dă delete. Memoria ar șterge memoria pe termen scurt? Confirm? Da. Da. Ca și cum ar da un delete, ar șterge. Iar pe memoria pe termen lung? O ține, să mă exprim așa, din punct ca cei de la informatică, o ține într-un fișier. O ține acolo mai o perioadă mai îndelungată și o transmite informație în emoțional, în corpul emoțional. Ca și trăire. Impulsuri observ eu. Impulsuri de informație. În timp. Cât și când mai simți că acel deja pe care l-am avut, parcă mi-l amintesc exact imaginea. Și vin ca și impulsuri. Ok. Vrei să mai dau și ceva? Nu, nu. Ok. Există o relație între un deja vu și rezidualul sau primordial, amintirile atavice ale părții subliminale. Amintirile atavice sunt ereditările ancestrale. Deci, există o relație între un deja vu, rezidual sau primordial și amintirile atavice ale părții subliminale. Da, nu. Doar parțial. 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 Vrei să mai adaugi ceva? Nu. De asta am stat bine să gândesc dacă e parțial, pentru că vedeam câteodată da, câteodată nu și de asta parțialul e tot mai bine definit. Să analizeze, Elena, nu să gândește. Scuze. Aici nu gândim. Scuze, da. Asta este. Ok. Mergem mai departe. Poate un fenomen disfuncțional de natură psihică să provoace un deja vu? Da, nu, numai parțial. Un fenomen de natură psihică? Disfuncțional. Un fenomen disfuncțional de natură psihică să provoace un deja vu? Da, nu, numai parțial. Da. Poate. Dacă da, ce poate. Fel de fenomen și ce se întâmplă în astfel de cazuri? Atunci când din ce fel de fenomen? Îți transmite exact cum vă situația. Ok. Atunci când este disfuncțional, atunci vine de la transmisii prin implanturi de la entități. Asta am văzut că se transmit imagini. Atât. Se transmit imagini? Da. Holograme? Da. Creează situații ca și formă de imagine. Ok. Poți vedea și ce fel de fenomen funcțional, despre ce fel de fenomen funcțional psihic este vorba? Nu.
Ok, nicio problemă. Nu am acces, observ încă. Ok. Mergem mai departe. Sunt deja vurile de același tip? Da, nu, doar parțial. Nu. Nu sunt de același tip. Nu. Ok. Mergem mai departe. Deja vu poate fi legat de fenomene de clar viziune sau percepții extrasenzoriale? Da. Da, nu sau doar parțial, deci da. Da. Dacă da, cum sunt conectate și cum se manifestă? Manifestarea, cred că am spus-o din prima dată când am început să explic ce înseamnă deja vu, ca cum este el ca manifestare în fizic. Mai repet, cum sunt conectate? Cum sunt conectate? Da, adică deja vu-ul legate de fenomenele de clar viziune sau percepții extrasenzoriale sau precogniția, cum sunt conectate și cum se manifestă? Prima dată începem de la simple imagini în diferite situații în care se află persoana, cu trăire. Unele sunt cu trăire emoțională, să zicem, simțire la nivel de suflet. Persoanele care au clar viziune, că așa au venit, să zicem, în această viață, văd imaginile foarte clar. Sunt persoane care nu au clar viziune, dar totuși, să zicem, că pe al treilea ochi sunt puse atâtea filtre de când ai venit la reîncarnare, totuși percepe secvențe de imagini și mai mult simte la nivel de suflet. Este mai urât, să zicem așa, când sunt puse implanturi în creier. Se poate pune implant inclusiv de chakre 6 și atunci ca persoana să emită anumite trăiri, emoții, îi se pun anumite imagini ca și cum le-a retrăit. Asta știam că se practică și în unele cazuri în armată, nu vorbim de aici. În fine, trec peste subiectul ăsta ce am văzut. Ai văzut acum? Da, adică când am zis armată, gata, nu mai intru în subiect. Nu are rost. Deci, Elena, pentru că este foarte multă informație, cum sunt legate aceste fenomene de clar viziune, percepții extrasenzoriale, conectate cu deja vu-ul? Începând de la partea vizuală, trăire, simțire. Deci simțire și trăire, invers. Sunt legate, interconectate între ele. Au loc în același timp în trei faze. Faza 1, văd imaginea. Faza 2, o simt. Faza 3, o trăiesc prin toate celulele. Ca și simt, ca și când vorbesc prin toate celulele, are loc așa ca un val de energie care simți la nivel al pielii cum, ca un curent. Asta înseamnă simțirea. Mm-hmm. Deci, okay. Imediat, ca și cum coboară ceva. Ok. Vrei să mai dau și ceva? Nu, e ok. Ok. Deconectează-te de la armată, da? Mai eram acolo. Există vreo legătură între vise și deja vu? Da, nu, doar parțial. Nu. Nu. Există vreo relație între deja vu și vieți paralele?
Da, nu, doar parțial. Da. Da. Ce fel de relație? Deja vu este o amintire dintr-o altă experiență viață. Poți să ai și o viață paralelă cu o linie temporală falsă. Și atunci poți să ai ca amintire. Așa ți se poate da inocula de, sau transmite. Poți să ai o viață paralelă ca și cum de, prin contractele cu anumite entități se, îți dai acordul și să ți se fabrice o clonă. Și atunci clona trăiește poate în altă viață paralelă. Și ai imagini și trăiri și nu știi de unde. Da, poți. Ok. Se poate induce deja vu? Da, nu, doar parțial. Aici pot să vin cu o întrebare de către cine? De către nu, entități? Nu spune nu, de către nu. Cine. Dacă se poate induce, nu contează da, de cine. Da. Da. Dacă da, în ce cazuri este indusă și cum? Aici avem timp, pentru că este ultima întrebare fixă, Elena, deci nu te grăbi. Deci, în ce cazuri este indusă și cum? În cazul în care vrea să-i stârnească persoanei o anumită emoție de o anumită frecvență, vorbim atunci când persoana respectivă are implanturi deja și este conectată cu o entitate sau mai mult. Și atunci entitățile, având o altfel de tehnologie față de noi, pe care nu o avem noi aici, da, pot. Ei pot să transmită prin implanturile puse în creier imagini în care persoana o percepe ca un deja vu. Pentru că informația, întâi vine informația că este un deja vu și imediat imaginea. Persoana poate să creadă lucrul ăsta. În ce scop? Pentru a emite și a trăi anumite emoții de vibrații mai jos. Nu înțeles. Ok, am terminat partea fixă, Elena. Ești fericită? Da. La întrebarea numărul 1, două secunde, când te-am rugat să te conectezi cu o ființă umană cu un moment înainte să aibă un deja vu, la sfârșit mi-ai spus că deja vu-ul ajută, da. Deoarece este o secvență de amintiri din alte vieți. Mă refer la partea bună, când deja vu-ul este al tău personal și nu indus. Da, 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 bineînțeles. Poți spune, conectează-te la informația asta. Da. Cum poate un deja vu ajuta o persoană umană în momentul trăirii acestei emoții, acestui trăiri? Există posibilitatea ca acest deja vu, această trăire, să fie repetitivă. O persoană umană îi se repetă poate aceste secvențe, ea fiind în memoria de lungă durată acolo, momentul când auzi un sunet, o melodie, vorbim, simți un miros, întâlnești o persoană, deci N posibilități. Atunci, din memoria de lungă durată, îți revine în amintirea curentă că tu ai mai trăit acel ceva. Repetându-se acest aspect, la un moment dat, încep să realizezi că nu este acel ceva trăit în viața asta, încep să departajezi, să-ți dai seama că totuși în secvența aia ești tu care ai trăit experiența, încep să simți și dai și poți să ajungi la trezirea conștientului, că în multă lume, să fim realiști, nu cred ei de alte vieți, cei religioși în speță.
Elena? Da? Mintea ta, am deviat? Mintea ta, nu. Mintea ta, o lași deoparte. Ok. Nu gândi. Nu gândi. A? Doar spunem ce vezi sau ce simți. Lasă-o mintea. Da? E interesant ce mi-ai spus și aș vrea să-mi spui ceva. Mi-ai vorbit despre, odată despre vieți anterioare și odată despre vieți paralele. Nu este același lucru. Da. Vorbim despre ambele cazuri sau nu? La ce te referi? Ai spus că un deja vu sunt secvențe da. De amintiri din vieți anterioare sau din vieți paralele? Pot fi din ambele. Mm-hmm. Observă, te rog, o persoană cu vieți paralele în prezent. Caut-o. Nu spui că n-o găsești, nu te grăbi. Da. Spune-mi cum o vezi de această persoană, descrie. Un bărbat, o femeie? Este un bărbat. Ce vârstă are? 34 de ani, pe aici. Mm-hmm. Are o viață normală. Mm-hmm. Cum este îmbrăcat și cum îl cheamă? Matias Simeon, ok. Cum este îmbrăcat Matias? Într-un salopetă albă, observ. Mm-hmm. Ok. Matias, îi poți vedea pe linia temporală, poți vedea mai multe linii temporale, are mai multe vieți, trăiești în același timp și alte vieți? Una singură. Deci două, are două vieți? Actual, cea prezentă și... Uh-huh. Mergi, te rog, pe linia lui temporală. Este care? Ceea ce trăiește în prezent? Nu, pe ambele. Așa, de... Și spunem în care găsești un deja vu. În cea în care este el în salopeta alb. Da. În prezent. Ok. Te rog, în paralel, pentru că vorbim despre vieți paralele, da? Să vezi linia, ca niște foi de carte, a vieții paralele. În momentul în care Matias are un deja vu aici, viața din prezent, se întâmplă ceva dincolo? Are o linie paralelă, să zicem falsă. Pentru că i s-a luat material genetic și energie. Și ceea ce s-a construit după el seamănă identic. Este o clonă care trăiește într-o linie paralelă și mai lucrează, mi-a venit cuvântul, ca un cyber. Momentul okay. când are această imagine, el nu știe ce îi se întâmplă. Deci este debusolat, derutat. Nu intră în panică. Dar are frecvent aceste imagini cu el, ca și cum vede că este el, dar este o copie a lui. Mm-hmm. Haideți să ne deconectăm de la Matias, Elena. Și te rog să cauți o persoană cu vieți paralele care trăiește în prezent fără avea vieți paralele induse. Mi-a venit ca și imagine o persoană în vârstă. O femeie care trăiește, are o parte
o parte din sufletul ei este blocată într-un trecut, într-o viață din trecut. E ca și cum persoana are bucata aceea de suflet. Trăiește în viața aia din trecut, în același timp cu persoana asta în vârstă care o văd eu. Dar este tot ea. Este o viață paralelă sau o viață anterioară? În același timp, din cauza că sufletul este divizat, nu este întreg, se numește paralel. Au aceleași trăiri, aceleași emoții din sufletul ei. Tot femeie, dar nu seamănă corpurile, adică înfățișarea. Spune, cum o cheamă? Berta. Berta. Wow, numai nume de asta îmi dai astăzi. Dacă așa Berta. Nu e nicio problemă, glumesc. Berta, bine, Elena. Deci, mintea o lăsăm, da? N-avem nevoie. Îi spui să fac o pauză. Da. Bun. Întrebarea, o știi care este. Observă cele două vieți. Așa cum îți este ție mai ușor să le observi, te las, nu spui că e ok. Ca și să-ți faci o idee. În același timp, cea care trăia să zicem în trecut, dar cum nu există decât aici și acum, noi zicem, știi, zicem în trecut, da? Am văzut-o într-o, să zicem, mai tânără, în care ea lucra la o băcănie. Persoana din prezent, când era mai tânără de aceeași vârstă, a făcut fix același lucru. În prezent, persoana noastră, Berta, este în vârstă, stă în casă, se uită pe geam. Persoana cealaltă, care este tot ea. Cum o cheamă dincolo? Dincolo, în cealaltă viață? Alma. Alma. Super. Bine acum, Elena. Te pregătesc să observi cele două vieți. Planuri diferite, ok? Da. Și să găsești un moment de deja vu. Într-una dintre ele. Doar într-una dintre ele, da? Da. Exact când își mângâie pisica. Ambele. Ai văzut asta? Deja vu s-a produs unde? În care viață? În același timp la ambele persoane. În același timp la ambele persoane. Și cine a avut deja vu? Berta sau Alma? Amândouă în același timp. Amândouă. Mergi, te rog, pe linia temporală și spune dacă... De câte ori Berta are un deja vu, Alma îl are? Este diferență de câteva... Cum ești diferență? Cu diferențe de secunde sau minute. Ok, spunem dacă invers, Alma experimentează un deja vu, Berta și ea. Momente când, da, în același timp, momente când ajunge la Berta, nu că mai târziu, mai stins, să zicem așa, în formă, mai lent, mai... Nu e ca și trăire. Deci nu are decât secvența, nu are și trăirea. De ce? Trece prin prea multe... Eu văd unde. Și de asta, din momentul, din cauza asta văd. Deci doar din partea almei, deci doar din viața ei, nu și invers. Se mai întâmplă și invers. Tot din cauza densității. Da. Ok. Acum că ai acest exemplu bine fixat, spune-mi, cu ce o ajută pe Berta sau pe Alma
În acest caz, hai să luăm acest exemplu. Mânghierea pisicii, ok? Merge acolo. Spunem ce ajutor aduce acest deja vu. În afară de ce mi-ai spus până acum, pentru că am înțeles, a fost clar. Dacă ai și alte informații. De ce este important ca Berta să știe, chiar dacă mi-ai răspuns oarecum la această întrebare, că și ea și ea de dincolo, Alma, fac același lucru în acel moment? Ca și informație, din ce vin ca gândurile Bertei, citesc așa. Simt că sufletul meu este împărțit și în altă parte. Ok. Deci automat se dorește o unificare. Mm-hmm. Cam atât am citit. Nu-și poate explica, este doar ceea ce o trăiește ca emoție și o gândește. E un gând mai mult emoțional. Cam fiind persoane și foarte în vârstă, nu știu cât o mai ajută în fizic. Ea gândește că dacă în momentul când iese din corp se poate unifica. Ok. Observă același exemplu, aceeași persoană. Vreau să-mi spui dacă deja vu-ul în acest caz se întâmplă doar în momentele în care cele două persoane fac același lucru. Da. Mai sunt și alte condiții? Nu, că cam în general cam fac același lucru. Le place să fac același lucru. Uh-huh. Și numai în condiții în care faci un lucru care nu vrei, dar ești obligat, să zicem, de exterior să-l faci. Deci dacă luăm așa matematic, dacă Berta și Alma fac cam același lucruri, de ce atunci deja vu le apare doar uneori? În momentul când ele ca și persoane sunt liniștite, ca și cum creierul ți intră pe stare alfa. Există posibilitatea. Creierul ți intră ca într-o stare alfa. O meditație, ca o meditație. Deci când există. Mintea tace? Da, exact. Ăsta e cuvântul potrivit. Poți face lucruri cu mâna, fizic, și mintea ta să fie în alfa. Nu este exclus și este posibil și se face. Există deja vu-uri? Elena, poți să te deconectezi de la Berta și de la Alma, deocamdată, nu știu dacă o să mai avem nevoie. Ok. Spune-mi dacă am văzut deja vu-uri pentru lucruri, da, să spunem, normale, mângâiem pisica, avem flash-uri, așa. Spune-mi, mirosim un parfum, ascultăm mirosim, o melodie. Exact. Există și deja vu-uri în situații de criză, în situații periculoase, în situații de agresiune, de violență, de accident. Atenție, nu celelalte, bine, ai spus că sunt legate oricum puterile extrasenzoriale. Există situații când se repetă perioada, ca să zicem un accident. Uh-huh. Ori dacă l-ai avut în trecut și ești în fază iminentă a unui accident, apare deja vu și ceva din tine știe să evite. Mm-hmm. Ori în momentul când ai trăit acel accident în prezent, ai un deja vu că tu ți s-a mai întâmplat acest lucru. Și îl retrăiești repetat. Mm-hmm. Cam asta. Aici deja vu având același rol, da? Da. De protecție. Da. Ok. Avem o întrebare, cred. O să o caut.
pentru că mi-ai dat foarte multă informație astăzi. Da, știi, deja vu, ți-o dă mai mult sufletul, că el a trăit experiența. Ok, o să facem o ultimă întrebare, mai tematică, ca să spun așa, în legătură cu tema. Te conectează la tot ce ai văzut până acum, Elena. Ok. Vreau să deschizi tu un portal al tău de în alte frecvențe. Nu intra, spune doar ce vezi dincolo. O plajă cu un nisip auriu. Super. Haide, intră. Spune-mi cum te simți. Intru parțial. Intră doar o parte din mine, că trebuie să... O parte intră. Sunt aici. Nu, intră. Nu fizic, da? Partea subliminală. Nu. Fizic ești aici. Da. Ok. Păstrează-ți frecvențele și poți ieși, dar cu aceleași frecvențe, ok? Da, bun. Frecvența fericirii. Perfect. Haide să mergem la entitățile cu acea tehnologie care induc deja vu. Vreau să alegi, vreau să mergi la cel mai general caz, cel care se întâmplă cel mai des, pentru că cu siguranță sunt diferențe. De la caz la caz. De la caz la caz, dar vreau să mergi la acel la sută care e cel mai des. Și nu clone, da? Am înțeles partea cu clonele. Nu. Partea cu clonele mi-ai explicat-o. Spune-mi, te rog, ce vizualizezi în legătură cu deja vu? Îți poate induce... Cine, în cazul acesta cel mai general? Totul se face de, să zicem așa, este o cameră cu multe monitoare. La... Butoane sunt, văd și, cum să zic, sunt și niște gri, dar mai mult sunt reptilieni, ok, care sunt și conduc operațiunea. Bun, să zicem că iau un caz. Prin implantul respectiv, induce de la distanță emoția de ură. Cum ajunge ca și secvență de deja vu? Persoana care i s-a indus emoția de ură are în față un cunoscut. Poate să-i fie orice, rudă, nerudă, cunoscut, da? În momentul când s-a transmis emoția de ură ca și impuls, îi vine ca și secvență că, ca deja vu, eu spun așa. Eu pe persoana din față nu știu, dar o urăsc. Simt și îmi vin imagini că mi-a făcut și apar imagini foarte rapide, ca și cum persoana din fața lui l-a ucis, i-a făcut mult rău, dar sunt extraordinar de rapide ca și derulare. Și atunci ce face cel care îi se induce? Generează mai multă ură. Ok. Vreau să spui, ca și procentaj, aceste implanturi care produc deja vu sunt mai mult folosite pe copii sau pe adulți? Adulți. Adulți. Zine o cifră? 45%. Adulți? Adulți. Copilul încă are chestia aia de inocență. Deci 45% din populația terei, îmi spui acolo? Din umani. Din umani, ok. Nu vorbim populația terei, că aici suntem diferențiați. Deci din umani. Okay. Din umani. Și există un procentaj și pentru copii? Nu au reușit. Ce împiedică? Inocența, adică? Vorbim la umani.
Da. La uman, da. Sufletul. Și cu care vine, este în primii ani de viață este mult mai puternic el. Nu are atâtea programe care le-a copiat în mediul în care trăiește, de la părinți, de la social. Nu are atâtea implementate și copiate. Nu. Ok, Elena. Dacă vrei să mai adaugi ceva, ăsta e momentul tău, să știi. Nu. Nu. Nu? Nu, e ok. Dacă mai ai văzut ceva, ce vrei să spui spre sfârșit, ce nu ai apucat să spui, nu, m-am conectat fix pe întrebare și răspuns. Ok, bine, perfect. Haide, ne pregătim acum să ieșim din hipnoza, Elena. Ok? Da. O să număr de la 1 la 3 și în timp ce număr, tu, când ajung la 3, o să deschizi ochii și o să fii aici acum cu mine. 1. Te deconectezi la tot și de la toți, Elena, acum. Simți corpul mai puternic. Respirația ta se schimbă. 2. Simți cum o senzație de echilibru, Elena, de pace, de iubire, de siguranță. Îți umple corpul iar și iar și iar și iar și iar. Ca un val care te pătrunde de mai multe ori. Iar tu poți să păstrezi aceste frecvențe cu tine, Elena. 3, poți să deschizi ochii acum. Bună, din nou. Bună. Bine, acum tu rămâi, eu o să opresc înregistrarea pentru că ceilalți o să rămână cu calo. Vă mulțumim. Mulțumim. Vă dorim o zi frumoasă. E de folos. Și să vă fie de folos. La revedere! La revedere! Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua
diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa. Il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio. Sì è il no da sinistra verso destra. No. In alcuni paesi orientali, come le Filippine, credo, o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte? A dove arriva, viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati, quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre, chiamato cosiddetto, il cosiddetto grigio, è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano? Hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano. Eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché? Queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, cioè, sempre c'è contaminazione.
E quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile. E lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne ha, più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, in forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già vi ho detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi, quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosure. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni? Perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque, quando ci arrivano informazioni in una situazione di non interferenza o non interazione,
non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse, potrebbe manipolarle a sua volontà, a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiate che, supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso? L'ANSA in Italia? ADN Cronos? Qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non mi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo
sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con un presunto, una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.